cap, să avem un copil, să vând casa, să ne cumpărăm apartamente, asta e că se umblă la alte butoane acum. Cât a rămas la un nivel. Și atunci? Și erau prea multe semne. Erau vizibile, eu nu trebuia să le caut. Erau prea, prea multe. Îmi se rău mie în ochi, nu trebuie eu să le... Și eu am puțin probleme cu vederea, că am contile de, lentile de contact. Și oricum cu copilul mai greu dacă avea fața lui ăsta. Ia zi, se spărca mădălin. Dacă ieșea copilul, da, dacă ieșea ca mine. Dacă ieșea ca mine și cu mintea ei, ce făceam? Deci ați fost domnul Papari la un pas să vă căsătoriți, da, cu Cristina și vrea să face și copii. Nu, domne, el tot ne spunea nouă, toată lumea știa că el o iubește pe soția lui și ei se iubesc, dar ea era foarte geloasă pentru că în emisiune erau foarte multe invitate care îi făceau ochi dulci. Este un bărbat atrăgător, trebuie să recunoaștem. Da, și eu l-aș, m-aș combina cu el. Băi, ești nebun! Băi, fiind decenți, da? La început, Cristina spunea, mie îmi spunea primele trei luni, îmi spunea fetița. Da. Ție fetița sau? Nu, lui. Se vorbea de el. Da. Deci ăsta era apelativul. După aia a trecut la domnul Mădălin și pe la Mădălin. Eu am fost de multe ori cu ei și am fost în stare de pietate. O să mulțumim. Mie mi se face frică. Poate, știi ce? Poate mie nu mi-e de ea. Mie mi-e de ăsta că poate și îl pierd pe el. Dacă stă Horatiu de serios, dar și serios ești mâncat și Gorata. Asta e felul meu. Uitați, eu văd aici un iar. Ce vezi tu acolo? Ia spune ce vezi. O să vă întrerup puțin, domnul Horatiu. Care este implicat. O să vă întrerup puțin de aici, de la București, pentru un scurt moment publicitar. Revenim acolo la Mamaia, pe malul mării, în acea locație. Cu cei doi, l-ați văzut în premieră pe țară pe George Papari, cel care spune că era împreună cu această domnișoară foarte frumoasă din Republica Moldova de 4 ani împreună. I-a prezentat-o prin Serghei Mizil lui Mădălin Ionescu în încercarea de a fi angajată la Antena 1. A fost angajată la Antena 1, iar acum s-ar fi cuplat cu prezentatorul de televiziune al acelei emisiuni în dauna celui mai bun prieten al său, George Papari. Revenim imediat cu Serghei Mizil, George Papari și Horatiu Tudor după un scurt moment publicitar. Revenim imediat și la informația pe care le transmit pe această temă la SMS 133. Toate ziarele de astăzi și cele de ieri și cele de alte erau scris despre acest subiect. Revenim ca să aflăm exact care este adevărul. Cristina Șișcanu susține că ea nu mai este împreună cu domnul Papari din luna noiembrie. Ceea ce vedeți, domnul Papari nu confirmă. Revenim imediat.